Înființasem recent propria mea firmă, când, într-o zi, am fost chemat de un proprietar pentru a reface partea electrică la o casă mică și veche. Fata care deținea casa și-a exprimat teama de instalația electrică învechită că ar putea reprezenta un pericol de incendiu și am fost de acord. În această proprietară se întâmpla să fie o femeie tânără și frumoasă, ca să nu mai spun că era proaspă divorțată. În ciuda faptului că eram foarte atras de ea, am păstrat lucrurile profesionale între noi cantitatea mea de muncă pe care trebuia să o fac a însemnat că trebuie să mă întorc la casă în fiecare zi timp de aproximativ o săptămână. În mare parte a timpului în care am fost prezent în casă, am stat în camere separate și am vorbit doar de două sau trei ori în toate cele cinci zile și nu s-a întâmplat absolut nimic între noi. Mi-aș fi dorit doar ca fostul ei soț să fi știut acest lucru. Vineri dimineață am sosit și aveam doar câteva lucruri mărunte de terminat. Proprietara, Diana, mă plătise cu o zi înainte. Planul meu era să termin treaba și să plec cât mai repede posibil. Voi fi sincer, aveam de gând să o contactez pe o 1 sau două și să o invit în oraș, dar deocamdată nu mi s-a părut profesional să-mi bag nasul unde nu trebuia. Când am auzit prima dată zgomotele puternice de la etaj, eram la subsol și îmi zona de lucru. Fără să stau pe gânduri, am fugit la etaj să văd ce se întâmplase. Din nefericire pentru mine, am ieșit la timp pentru a da nas în nas cu un străin cu o armă în mână. M-am blocat, iar el a profitat de această ocazie pentru a se apropia. Acum era atât de aproape încât putea mirosi uleiul din pistol care era îndreptat în fața mea. Diana a alergat în spatele meu și a țipat când l-am văzut pe bărbatul în armat. Am închis ochii, așteptându-mă că el să-mi zboare creierii când ea a făcut asta, în schimb, l-am auzit cum a au început să țipe la ea și a început să-i strige numele și să-i spună să iasă din casă. Era evident acum că se cunoșteau. Nu eram sigur dacă asta era de bine sau de rău pentru mine, dar am rămas acolo unde eram. Țipetele au încetat curând și el mi-a spus să mă dau înapoi, încet, spre sufragerie. Diana, care fusese în spatele meu în tot acest timp, mi s-a alăturat. Ni s-a ordonat apoi să ne așezăm pe canapea și să nu mai spunem nimic. Acesta a fost momentul în care a început să-mi spună că sunt un nenorocit distrugător de case. Această propoziție m-a derutat până când a continuat cu întrebarea de cât timp sunt cu Diana. Am o doi ani legat acest lucru, dar ni s-a spus repede să tăcem. El ne-a spus că nu are rost să negăm. El a supravegheat casa toată săptămâna și știa că am fost la ea în fiecare zi. Eu fierbeam de nervi, vreau să-i explic de ce am fost acolo, dar îmi era frică să nu fiu împușcat. Diana l-a întrebat dacă ar putea să explice situația și el a fost de acord. Pentru început, ei a făcut cunoștință cu mine. El era Victor, fostul ei soț. Fața lui Victor s-a crispat când a spus asta, dar ea a continuat. Apoi m-a prezentat pe mine lui Victor, explicându-i că eram un electrician pe care îl angajase pentru a reface instalația electrică. Ea și cu mine nu aveam niciun fel de relație personală, el a intervenit în conversație și a spus că asta era o prostie pentru că nu aveam niciun semn pe duba mea. Presimțim că ar putea fi rândul meu să vorbesc, i-a contrazis afirmația, explicându-i că eram nou în această afacere și că încă nu aveam destui bani ca să pot avea semne făcute și chestii de genul ăsta, dar dacă s-ar fi uitat în pivniță, ar fi văzut centura mea de scule și consumabilele într-o grămadă pe jos. Victor avea o expresie de îndoială pe față, dar limbajul corpului îi trăda curiozitatea interioară. Nu am mai spus nimic, lăsând posibilitatea poveștii mele să se îmbărtă în mintea lui. Ceea ce părea o idee bună la început, acum începuse să mă îngrijoreze. Ar putea să ne ducă acolo, să ne împuște și să scape, în timp ce vecinii nu ar fi observat nimic. Nici până în ziua de azi. Nu sunt sigur cum, dar Diana cred că mi-a citit gândurile. Când Victor a fost de acord și ne-a făcut semn să ne îndreptăm spre ușă, noi am făcut ce ni s-a spus. Fără să știu, Diana avea un plan ca eu să scap. Pot doar să presupun că era încrezătoare că Victor nu o va împușca, așa că în timp ce ne apropiam de ușa de la scări, el stătea acolo cu pistolul fixat pe mine și mi-a făcut semn să trec. M-am conformat și Diana m-a urmat. Totuși, în loc să coboare, a sărit pe Victor când a trecut pe lângă el. El avea corpul îndreptat spre scări și se uita spre mine, așa că el a nimerit în plin în partea lui stângă și au căzut amândoi pe podea. Deodată ce au ajuns la pământ, a început să strige spre mine, să fug. În timp ce îl lovea și îl peznea peste față, Victor avea încă arma în mână, dar ținea ambele mâini în sus pentru a-și proteja fața de loviturile ei. Nu părea care de gând să tragă, așa că am fugit înapoi pe cele două scări și am ieșit din casă. Poți să mă faci lași cât vrei, dar pun că și tu ai face probabil la fel." Ușa a fost ruptă din balamale când Victor a intrat cu forța, așa că am fugit direct afară și am traversat strada până la casa unui vecin unde am început să bat frenetic la ușă. Proprietarul casei, un domn mai în vârstă, a deschis ușa iar eu am dat buzna strigând despre un bărbat cu o armă înainte ca el să poată spune vreun cuvânt. Am deschis imediat și m-a lăsat să intru." Am intrat pe holul casei, iar el a închis ușa în urma mea. Telefonul era pe peretele de lângă noi, iar el a luat din cuier și mi l-a întins. Am format numărul cât de repede am putut și i-am dat operatorului datele. i am răspuns la întrebări și am așteptat sunetul unor focuri de armă, dar în schimb am auzit pe înăbușite ale lui Diana de afară. i a scăpase cumva și a alergat din casă în casă, strigându-l pe ajutor. Când am uitat pe fereastră, după ea, am văzut o femeie și un bărbat ieșind în fugă dintr-una dintre casele din apropiere și aducând-o înăuntru. Încrezător că acum era în siguranță, am început să-l rog pe operator să chime poliția la fața locului înainte ca Victor să poată scăpa. Ea m că erau aproape. Două mașini, urmate de alte două, au oprit în fața casei, iar polițiștii s-au grăbit să intre înăuntru. Am privit cu sufletul la gură, pentru ca ei să iasă. Habar nu aveam dacă Victor mai era încă înăuntru, dar din fericire, un minut sau două mai târziu, au ieșit cu el în cătușe. Acesta a fost momentul în care am ieșit în cele din urmă din casă și m-am prezentat ca fiind cel care a sunat și le-am explicat ce s-a întâmplat. Diana și cuplul au ieșit și ni s-au alăturat nu după mult timp. M-am uitat la ea și am întrebat-o dacă este bine. A spus că da, dar puteam să văd o tăietură sângerând la mâna stângă. Abia câteva ore mai târziu mi-a spus că se luptase cu el pentru o armă și probabil că el a apăsat pe trăgaci, dar din fericire pentru ea, o apucase de sus și ciocanul a căzut pe pânza dintre degete împiedicând arma să tragă. La un moment dat, ea l-a zgâriat la ochi și el a scăpat arma. Acesta a fost momentul în care auto la fugă sperând că nu va fi împușcat în spate în timp ce fugea. Poliții și-au spus în timp ce paramedicii ne verificau că Victor stătea pe podea și plângea când au intrat. Nu s-a împotrivit și nici nu s-a certat când l-au încătușat și l-au urcat în mașină. Eu bandajam una la Diana și, după două ore, au plecat. m am oferit să-i repar ușa cât de mult am putut, până când aceasta va putea fi înlocuită, iar cuplul care o ajutase a invitat-o să rămână cu ei peste noapte. Ea a acceptat. În drum spre duba mea, i-am mulțumit încă o dată vecinului pentru că ne-a ajutat și i-am dat cartea mea de vizită. I-am spus să mă sune oricând are nevoie de lucrări electrice și că totul va fi din partea casei. Măcar atâta putem să fac. Nu am mai văzut-o pe Diana până la proces. Am fost chemat să depun mărturie și după am aflat că fostul ei soț a primit 10 ani de închisoare. Nu pot să zic că îl urăsc pe bărbat. Oarecum îmi este milă de el. Procesul a fost ultima oară când am văzut-o și nu am mai vorbit de atunci. M-am gândit că nu ar fi o idee bună să o scot acum un oraș, în special după ce s-a întâmplat. După incident mi-am pus pe mașină un logo și mi-am făcut mai multe tricouri cu numele firmei mele ca să evit pe viitor genul ăsta de confruntări.